Cum să mă pregătesc eu pentru cina Domnului? Ce trebuie să fac eu să fiu pregătit pentru cina Domnului? Există oare câteva lucruri care trebuie să le fac? Pentru că atunci când mă apropii de cina Domnului, Apostolul Pavel, citind aceste versete, scrie că de fapt noi ne apropiem de Dumnezeu. Că de fapt în pâinea aceea și în rodul viței, transformate, s-au schimbate în urma rugăciunii pe care biserica o face, dându-i valența de trup și de sânge al Domnului, mă apropiu de Dumnezeu. Că ea, cina Domnului, poate să aibă efecte pozitive sau negative. Și asta înseamnă că atunci când mă apropiu de cina Domnului, trebuie să fiu foarte atent. Iată, biserica din Corint, spune apostolul Pavel, avea câteva probleme mergeau la biserică și bine că mergeau. Dar problema este că ce făceau în biserică era grav. Adică în biserică promovau partide. Erau partide în biserică. Unii erau cu unii, alții erau cu alții. Erau partide. Și spune Apostolul Pavel, din tot răul acesta există un singur bine. Că iese la interval cei găsiți buni. Adică cei care nu se amestecă în nimic care nu se amestecă în aceste partide. Apoi spune Biblia că mergeau la biserică beți. Da, ca și biserică, noi spunem evanghelică și credem că este păcat să folosești băuturi alcoolice. Dar acești corinteni, unii mergeau la biserică beți, turmentați. Și știți cum reacționează un om turmentat? Alții mergeau la biserică, fălindu-se, arătând că sunt mai buni, mai bogați decât ceilalți. Și atunci, când avea loc acea agapă, înainte de a lua cina Domnului, acea masă de dragoste, se puneau la masă și puneau toate bunurile înainte. Iar alții, care erau mai săraci, nu aveau ce să pună pe masă. Și se uitau unii la alții, era un fel de discrepanță, un fel de. Uh, știu, o separare, de diferență care se făcea în biserică. Ca și concluzie, nu mă duc la biserică să fac partidă cu nimeni decât cu Hristos. Amin. Nu mă duc la biserică biat. Nu mă duc la biserică făcând lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Nu mă duc la biserică ca să mă etalez cât ce mașină tare am eu în parcare. Ce haină scumpă pot să îmbrac eu. Uitându-mă la altul care poate vine cu o haină mai slabă, cu o mașină mai slăbuță. Nu mă duc la biserică ca să fac diferența asta. Biserica n-are voie să facă diferența, spune Iacov, între cel îmbrăcat bine și cel îmbrăcat prost. Să-i spună celui îmbrăcat bine, tu treci în față, iar celui îmbrăcat mai slab, tu treci în spate. Biserica n-are voie să facă astfel de diferențe. În fața lui Hristos, noi suntem toți egali. Când vorbim de slujbe, acolo e altă lucru, e alt lucru. Dar când vorbim de, de faptul cine suntem noi, toți suntem egali. Nu haina mă face mai diferit, nu diploma mă face mai diferit, nu mașina din parcare mă face mai diferit, nu banii din bancă mă fac mai diferit. Suntem toți egali la piciorul crucii lui Hristos. Prin urmare, trebuie să fiu foarte atent cum mă apropii de Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu, spune Biblia în Evrei 11 cu 6, cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Eclesiastul capitolul 5 spune versetul 1, ai grijă cum te duci în fața sau în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Și grăbește-te mai bine să asculți decât să aduci jerfa nebunilor. Că ei nu știu că fac rău cu asta. Să nu te grăbești să-ți cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Și ai grijă ce spune inima înaintea lui Dumnezeu. Căci nebunii spun o mulțime de cuvinte. Și ei nu știu că fac rău cu asta. Adică ai grijă cum te apropii de Dumnezeu, frați și surori din biserica Maranata. În această dimineață, noi am venit să ne apropiem de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-i om, Dumnezeu nu-i american, Dumnezeu nu-i român, Dumnezeu nu-i african, Dumnezeu e Dumnezeu. El nu are o Biblie pentru americani și o Biblie pentru africani și una pentru români și alta pentru mai știu eu cine. Dumnezeu are o singură Biblie pentru toate națiunile Pământului. Când mă apropii de Dumnezeu, are cum să mă apropii de Dumnezeu? Uitați-vă de exemplu, Genesa 35. De la versetul 1 la versetul 4 și apoi de la versetul 9 la versetul 15, Iacov se întoarce acasă după mai mulți ani de pribegie în străinătate. Și când se întoarce acasă împreună cu familia lui, se duce, Dumnezeu îi spune, să nu uiți să treci pe la Betel. Să aduci o jerfă Dumnezeului care ți s-a arătat când plecai de acasă. Adică a două jerfă de mulțumire. Spune lui Dumnezeu, mulțumesc frumos că ai fost cu mine. Și Iacov zice, mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dar la întâlnirea cu Dumnezeu, Iacov face o reformă familiară care n-a făcut-o înainte când era la Laban și când era în străinătate. Care n-a făcut-o atunci când era pe drum, ci acum când trebuia să se ducă la Betel. Genesa 35, 1 la 4. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie -te la Betel locuiește acolo și ridică un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău sau, adică când plecai de acasă. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru. Oare cum o permis Iacov în familie Dumnezei străini? Când și Laban știa de Dumnezeul adevărat. Cum a ajuns în casa lui Laban, și în casa lui Iacov Dumnezei străini. Curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel. Ce înseamnă Betel? Ce înseamnă Betel? Cred că știți toți. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Ca să ne suim la casa lui Dumnezeu căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Și apoi Genesa 35, 9 la 15. Dumnezeu, după ce a făcut reforma asta familiară, Dumnezeu se arată iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padamaram și la binecuvântat. Dumnezeu i-a zis, numele tău este Iacov, dar nu te vei mai numi Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și i-a pus numele Israel. Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeu cel Atotputernic, crește și înmulțește-te. Un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. Țieți voi da țara pe care am dat-o lui Avram și lui Isaac și voi da țara aceasta seminției tale după tine. Dumnezeu s-a înălțat de la el în locul de unde-i vorbise și Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde-i vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră pe care a adus o jerfă de băutură și a turnat un de Iacov a numit locul unde-i vorbise Dumnezeu, Betel, casa lui Dumnezeu. A înțeles Iacov că în prezența Lui Dumnezeu să te apropii de Dumnezeu, nu se poate oricum să te apropii de Dumnezeu. Că la Betel, la casa Lui Dumnezeu, când te apropii de Domnul, de cină, nu poți să te apropii de Dumnezeu oricum. Că e nevoie de o schimbare, e nevoie de o curăție, e, o, e nevoie de o, de o apropiere specială de a face ceva în viață, în viața personală. În aceeași manieră, Moise, Nexon 19, 10 la 11. Poporul a vrut să se apropie de Dumnezeu. Dumnezeu s-a coborât pe Muntele Sinai și a stabilit niște limite. Dumnezeu a spus poporului Israel prin Moise să nu treacă poporul aceste limite. Oricine va trece peste aceste limite să fie omorât cu pietre. Du-te la popor, sfințește, las și mâine și spune să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi. Căci a treia zi Domnul se va coborî în fața întregului popor pe Muntele Sinai. Și poporul a trebuit să-și pregătească și să facă acele pregătiri, să-și spele hainele, să nu se apropie de vreo femeie, de să nu aibă relații intime, să, fie, să nu treacă limitele pe care le-a stabilit Dumnezeu, pentru că poporul se apropia de Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeul Vechiului Testament este și Dumnezeul Noului Testament. Că nu este un Dumnezeu în Vechiul Testament și un alt Dumnezeu în Noul Testament că tot ceea ce s-a anulat din Vechiul Testament este doar legea ceremonială, datorită jerfei lui Isus Hristos. El este mielul care a substituit și a înlocuit toate jerfele din Vechiul Testament. Noi nu mai trebuie să aducem azi jerfe. Dar în rest, ceea ce spune în Vechiul Testament, în afară de legea asta ceremonială, care prevedea jerfele, tăierea prejur și așa mai departe, celelalte lucruri pe care le-a stabilit Dumnezeu sunt valabile. Cele 10 porunci sunt valabile. Și acum, cum să mă apropie eu de Dumnezeu? Iată ce și Apostolul Pavel. Mă mir și sunt șocat că veniți la casa lui Dumnezeu, la Betel, voi corintenilor oricum. Veniți beți, veniți certați, veniți făcând partide, veniți făcând tot felul de lucruri oribile și faceți cina Domnului. Și după ce faceți cina Domnului, luați cina Domnului oricând, vă apropiați oricum de Dumnezeu, efectele în loc să fie pozitive sunt negative. De aceea sunt între voi mulți neputincioși spiritual, nu puțin dor, bolnav și nu puțin dor, bolnav spiritual și morți spiritual. Cum oameni care au cina Domnului să ajungă în halul ăsta? Păi dacă Cina Domnului are efecte pozitive. Iisus a spus, dacă nu mâncați trupul fiului, nu mâncați sângele fiului, ce n-aveți? N-aveți viață. Dacă n-ai viață, ce ai atunci? Moarte. Nu poți, ori una, ori alta. Prin urmare, cum să mă apropii, cum să mă pregătesc pentru cina Domnului? Dragii mei, am vrut să știu că în Biserica Penticostală este multă neclaritate în acest sens. Pentru că am primit de mai multe ori întrebări, frate, pot să fac asta înainte de cina Domnului? Cu cât timp înainte de cina Domnului trebuie să fac sau să nu fac asta? Și există foarte multă uh, lipsă de clarificare în sensul acesta. Acum nu o să fiu eu cel care le clarific, pentru că sunt alții poate mai erudiți, mai buni, mai fundamentați teologic decât mine. Dar în lumina care mi-a dat-o Dumnezeu, am subliniat patru lucruri care sunt necesare, care trebuie să le fac înainte de cina Domnului, să mă pregătesc pentru cina Domnului. Am stat mult și m-am gândit la lucrarea care a fost, și la una și la cealaltă. La una ni s-a spus atenție cum te apropii, iar la cealaltă ni s-a spus un steag de biruință. Steagul de biruință se va întâmpla dacă se va întâmpla ca eu să fiu atent cum mă apropiu de cina Domnului. Amin. Iată, sunt patru lucruri care le-am subliniat aici. 1. Să mă pregătesc pentru cina Domnului în primul rând trebuie să-l cunosc pe cel cu care stau la masă foarte bine. Cine este cel cu care stau la masă? Suntem noi frații, da, și surorile, biserica. Dar cu cine stăm noi la masă? Cu Isus. Eu trebuie să-L cunosc foarte bine pe Isus Hristos. Dacă nu-L cunosc pe un frate din biserică, nu e așa de grav. Se poate întâmpla să se mute cineva de curând și să nu știu exact cine -i. Dar să nu-L cunosc pe Hristos e un lucru grav. A ști despre Hristos este un lucru. Al cunoaște pe Hristos este cu totul alt lucru. Spune Apostolul Pavel căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Asta ce înseamnă? Că el, Pavel, nu știe doar despre Domnul, ci îl cunoaște pe Domnul. Am avut o întâlnire cu Domnul. Am primit de la Domnul acest mesaj clar ca să-l transmit bisericii fraților. Asta n-am învățat-o la o școală de teologie. N-am învățat-o la un seminar teologic. Asta am învățat-o în urma unei revelații. Am avut o întâlnire cu Isus Și Isus mi-a spus așa, du-te și spune-le că cina Domnului așa trebuie să fie făcută. Vreau să te întreb, îl cunoști pe Domnul Isus Hristos? Că despre El, știind sau să știi despre El, nu-i mare lucru. Citești cărți teologice, poți să înveți poezii, poți să citești Biblia și să o știi Biblia din doscă în doscă, poți să cunoști, eu știu pe cineva care știe Biblia Noul Testament, îl recită verset cu verset, din Matei și până la Apocalipsa. Dar întrebarea nu este dacă știi, ci dacă îl cunoști. Știți ce însemna la evrei să cunoști pe cineva? Când Dumnezeu a spus, îl cunosc pe Avram, știu că el are să poruncească fiilor lui să țină legământul meu care îl voi face cu el. Știi ce a însemnat asta? Când Dumnezeu a zis, îl cunosc, înseamnă mai mult decât îl știu a cunoaște pe cineva înseamnă al cunoaște, al ști din toate punctele de vedere. Al cunoaște pe el ca persoană, ai cunoaște rudele lui, spița lui genealogică, a cunoaște absolut totul despre o persoană. Noi ne știm unii pe alții, dar vreau să vă spun că nu ne cunoaștem. Am fost șocat apropiindu-mă de unii de aici, fiind mai aproape de ei să ajung să-i cunosc, nu să-i știu. Și după ce am început să-i cunosc, vorba lui Cahil Gibral, care spunea în felul următor: Cu cât cunoști un om mai bine, cu atât ori te apropii de el, ori te îndepărtezi de el. Toți suntem normali până ajungem să ne cunoaștem. Când ajungem să ne cunoaștem deja, altfel vedem lucrurile. De aceea vreau să te întreb în această dimineață: Îl cunoști pe Isus Hristos? sau doar îl știi? Biblia în Psalmul 34, versetul 8 spune așa, gustați și vedeți ce bun este Dumnezeu. Dar de ce nu zice citeți, citiți și vedeți ce bun este Dumnezeu? Ce înseamnă a gusta? Gustul este o experiență personală. Pot eu să descriu gustul? Eu n-am cum să descriu gustul unui lucru. Un măr, o pară, orice, o pâine, o prăjitură. Pot să spun, vai ce bună e, vai ce delicioasă e, dar cel de lângă mie habar n-are. Știți ce trebuie să facă? Trebuie să ia și el să guste. Gustul este o chestiune personală, n-am cum să-l explic, n-am cum să-l împărtășesc cu tine gustul, decât numai dacă gust și tu. Și Biblia spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Faptul că vii la biserică este un lucru lăudabil. Dar și Samuel mergea la biserică și spune în 1 Samuel 3 cu 7 Biblia că Samuel nu cunoștea pe Dumnezeu. Era în templu Domnului, dar Samuel nu cunoștea pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i s-a descoperit. Samuele, Samuele! El a crezut că este preotul el, i-a fugit la el. Iată-mă că și mai chema, nu te-am chemat. Du-te și te culcă. Din nou glasul divin îl cheamă. Pentru că Samuel nu cunoștea pe Dumnezeu. Știi, aș vrea în această dimineață să-ți deschid acest apetit de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De a-L cunoaște pe Isus într-un mod diferit de cum l-ai știut până acum. Este Isus bun. Este Isus iubitor. Este Isus restignitul de pe cruce. Este Isus înviatul din mormânt. Este Isus mântuitorul și vindecătorul. Dar să știi că Isus este și judecătorul. Că într-o zi va judeca lumea aceasta. Și pe tine, și pe mine, și pe noi. Îl cunoști tu pe acest Isus? Ce relație de comuniune este între tine și El? Cunoașterea lui Hristos este o experiență de o viață de care nu te saturi niciodată. Cunoscând pe un om, eu mă satur la un moment dat de el. Și el se satură de mine. A, îl știu, îl cunosc. Dar cunoscându-l pe Iisus, cu cât îl cunoști, cu atât vrei să-l cunoști mai mult. Îi ca ceva care nu te plictisește niciodată. Îi ca ceva care vrei să explorezi mai mult, să-l cunoști mai mult. Iată ce spune Pavel în Filipeni 3, 7 la 11. Dar lucrurile, ca să-l cunoști pe Hristos, trebuie să plătești ceva. Trebuie să fii gata să renunți la ceva. Trebuie să fii gata să sacrifici ceva. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, zice Pavel, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Hristos prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemeni cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți, spune Pavel. Un sacrificiu care sunt gata să-L plătesc ca să-L cunosc pe Hristos. Un al doilea lucru care trebuie să-l fac atunci când mă apropiu de cina Domnului, este să-mi fac o analiză personală a vieții. Biserica este locul unde pot să mă întorc înspre mine, în prezența lui Dumnezeu, și să mă văd cum sunt. N-am timp în iureșul vieții să mă mai gândesc la mine. Oamenii sunt foarte stresați. Ieri am ieșit, am ieșit să fac niște cumpărături la casco și să-mi cumpăr simplu toilet paper, hârtie igienică. Știți că în casco nu mai este hârtie igienică? Încercați și dumneavoastră, eu n-am mai găsit. Eu mă tot gândesc să pregătesc oamenii de vremuri grele, dar ce să facă cu hârtia igienică? Cum te înfășor cu ea să scapi de probleme? Ce, ce să faci cu hârtia igienică? Am, eu știu ce să faci cu hârtia igienică. Dar nu înțeleg, domnule, și în timpul pandemiei nu mai era hârtie igienică. Oamenii se tem de viitor. Dar suntem noi pregătiți pentru acest viitor? Frați și surori, este vremea să ne apropiem de Dumnezeu cum nu ne-am ne apropiat poate niciodată sau ne-am apropiat cândva odată. Am stat mult și m-am gândit când Domnul i-a vorbit păstorului bisericii din Efes. Când l-a atenționat asupra vieții lui și aș vrea să te gândești când Domnul îți vorbește și ție, că nu trebuie să fii pastor, prezbiter, diacon, să-ți vorbească Domnul. Poți să fii oricine ai fi. Dacă te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește. Să ne facem o analiză personală a vieții. De ce? Care sunt scopurile analizei personale? Spune Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. care e scopul? De ce să mă analizez pe mine? În primul rând, pentru a-mi vedea defectele lăuntrice. Toți avem defecte. Dacă e aici unul care zice că nu are defecte, ăla e primul defect care îl face prin faptul că nu recunoaște. Toți avem defecte. Nu este unul perfect aici. Dacă e bun într-un lucru, e defectos în alt lucru. Omul este o sumă de calități și defecte. Acesta este omul. Luca 5,8 își dă seama Petru de defectul lui atunci când toată noaptea se trudește și prin toate mijloacele lui să prindă pește. Iar Iisus dimineața stă pe țărm și după ce le spune ucenicilor, depărtați corăbile mai înspre, mergeți mai așa, mai spre adânc. Luați mrejele și aruncați-le în apă. Le aruncă în apă și spune Biblia că s-au umplut mrejele de pește, Nu era timp de pescuit. Dar Petru atunci când vede că cele două corăbii aproape se scufundă și cheamă și pe ceilalți prieteni să-i ajute, că așa de mult pește era, că în viața lui de pescar n-a prins atâta pește. Se aruncă Petru la picioarele lui Iisus și iau ce zice. Eu am crezut că-s pescar de meserie. Am crezut că sunt as în business. Recunosc în fața ta că sunt un faliment. Pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Când ajungi în prezența lui Dumnezeu, îți vei da seama de defectele tale. Tu vezi defectele altora și totdeauna cu un deget spre înspre alții, uitând că trei degete sunt îndreptate spre tine. Când îmi fac o analiză personală, mi-o fac pentru a mă cunoaște mai bine pe mine. A încercat vreodată să te cunoști pe tine? Sau crezi numai lucruri, noi credem numai lucruri bune despre noi. Matei 26, 34, 35. Iisus stă de vorbă cu ucenicii și cu Petru și le spune, noaptea asta toți mă veți părăsi. Auzi ce zice Petru. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și știți ce continuă? Toți ucenicii au zis sau au spus același lucru. Ce zicea Iisus înainte? Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta înainte, ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine și încă îi spune numărul exact, de trei ori. De trei ori s-o lepăda Petru. Și de câte ori o zis Isus că va cânta cocoșul? Nu de trei ori. De două ori. De două ori va cânta cocoșul și de trei ori te vei lepăda. Citiți în Biblie. Interesant, mă, cocoșul ăla n-a fost dresat. Dar exact de două ori a cântat. Iar Petru n-a făcut dinainte exerciții de lepădare, ci exact de trei ori s-a lepădat. Pentru că Dumnezeu mă cunoaște exact cum sunt. De aceea spune Biblia că El i-a ales pe a Lui mai dinainte. De ce a ales mai dinainte? Că nu-i predestinare, ci preștiință. Dumnezeu știe mai dinainte cum voi reacționa. Știe mai dinainte cum vei reacționa. În al treilea rând, am, trebuie să-mi fac o analiză a vieții pentru ca să mă determin să mă mărturisesc. Frați și surori, câți de aici v-ați mărturisit ultima dată? Nu ridicați o mână. Când ați făcut o mărturisire? Sau v-ați mărturisit vreodată cuiva, unui slujitor? Ați făcut vreo mărturisire? Ați zis. Mă duc să fac mărturisire. Știți, pe vremea când eram copil și era cina Domnului, frații toți mergeau înainte de cine la mărturisire. Și unul zicea, m-am gândit rău la fratele cutare, altul zicea, da, nu știu ce am făcut, ceva minor, erau lucruri minore. Dar le mărturiseau. S-a tocit sensibilitatea aia creștină de mărturisiri. Nu se mai fac mărturisiri. Psalmul 32, versetul 5, spune David... Atunci s am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis să voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Trebuie să-mi fac o verificare a vieții pentru a mă corecta. Pentru a mă corecta. Când să mă corectez eu, vor alții să mă corecteze și eu nu cred că ei au dreptate. Eu cred că ei sunt greșit și eu sunt bun. Dar în momentul când încep să mă analizez eu personal, o să-mi dau seama, de greșel în prezența lui Dumnezeu, bineînțeles, și atunci voi încerca să mă îndrept. În prezența lui Dumnezeu ai două șanse. Ori te îndrepți, ori te-ai dus ca Iuda. Ori te îndrepți ca Petru, ori te-ai dus ca Iuda. Alegerea este a ta. În al treilea rând, mă pregătesc pentru cină prin a-mi face o analiză care este relația mea de comuniune cu Dumnezeu și cu semenii. Vreau să vă întreb, dacă tu ești certat cu cineva, poți să vii să iei cina? Auzi ce și aici Biblia. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și, vorbeam cu fratele Cornel azi dimineață, nu scrie aici și să nu mănânce, să nu bea. Ci așa să mănânce și să bea. Adică cum? Să facă o cercetare și după ce își face cercetarea să se îndrepte. Și după ce se îndreaptă, așa să mănânce trupul Domnului și să bea sângele Domnului. Nu zice să nu mănânce, să nu bea. Dar mai întâi fă o cercetare. L-ai supărat pe fratele, l-ai supărat-o pe sora, chiar acum, înainte de cină, când se va cânta cântarea sau când se va face rugăciunea, când alții stau cu ochii închiși să nu te vadă nimeni. Du-te la frate, du-te la soția care ai supărat-o dimineață, venim pe drum, sau la soțul care l-ai supărat și spune, iartă-mă, dragă. nu trebuie să treacă trei săptămâni ca să poți lua cina la următoarea cină, ci iertarea se poate întâmpla imediat. Repararea relațiilor se poate face imediat. Care sunt relațiile cu semenii? Legăturile frățești? Care sunt? Ce relație de comuniune avem cu Dumnezeu? Și ce relație avem de comuniune unii cu alții? Faptul că venim numai duminica și ne întâlnim, dar în cursul săptămânii nu ne mai interesează de ce se întâmplă cu noi, asta nu înseamnă legătură frățească. Știți, Biblia spune că ei stăruiau, fapte 2 cu 42, în învățătura apostolilor. Era prima. Știți care era a doua? Legătura frățească. Și apoi frângerea pâinii. Apoi cina. Și apoi rugăciunea. Prima dată era învățătura, apoi era legătura, apoi era cina și ultima era rugăciunea. Nu pentru că rugăciunea nu e importantă, dar vrei să-ți asculte Dumnezeu rugăciunea? Dar tu n-ai legătură cu Dumnezeu sau cu frații. N-ai legătură cu cina Domnului. N-ai legătură cu învățătura apostolică. Dar tu vii la rugăciune. Alții nici la rugăciune nu mai vin. Ca lucrurile să meargă biblic și după Dumnezeul Scripturilor, trebuie să facem ce spune Scriptura. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De aceea este foarte importantă relația cu Dumnezeu. Știți ce poate scinda ce poate opri relația mea cu Dumnezeu? Iată ce spune Profetul Isaia în capitolul 59, versetul 1 și 2. Strigătare! Nu! Mâna Domnului nu este prea scurtă, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci ce se întâmplă? Nelegiuirile voastre, păcatele noastre, fac un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și asta vă ascunde fața lui și îl împiedică să vă asculte. Adică e ruptă relația aia cu Dumnezeu. Pentru că între mine și Dumnezeu s-a interpus un zid. Un zid pe care l-am făcut eu, nu Dumnezeu. Zidul păcatelor și al nelegiuirilor din cursul săptămânii, din cursul lunii, din cursul anului sau din cursul anilor. Un zid al păcatelor grămădind păcat peste păcat, zicând că Dumnezeu e bun, nu vede, Dumnezeu nu zice nimic, Dumnezeu nu mă pedepsește, vezi că Dumnezeu nu acționează, uite că am făcut asta și Dumnezeu nu a intervenit imediat să mă pedepsească. Și la un moment dat să creează un zid. Și zidul acesta îl împiedică pe Dumnezeu să mă audă și pe mine să-L văd. Și a zic, unde e Dumnezeu? Mai există Dumnezeu? Dar de ce Dumnezeu nu-mi răspunde când strică către El? Pentru că trebuie dărâmat zidul păcatului și între mine și Dumnezeu să se reînnoa acea legătură. Știi, cuvântul de religie derivă de la latinescul relegare. Adică a lega ceva ce a fost rupt, a se relega. De aici derivă cuvântul religie. Religiunea curată și neîntinată, spune Iacov, este să cercetăm pe orfan și pe văduve în necazurile lor. Asta e religia curată și asta înseamnă o relegare, o refacere a relațiilor dintre mine și Dumnezeu sau și dintre mine și frații mei. Dacă între mine și voi, dacă între voi și mine, dacă între noi nu există legături frățești, bazate nu pe mici, nu pe pizza, nu pe, ziceți, sau orice altceva. Ci bazate pe scriptură. Acele legături rezistă. Altfel, legăturile legate pe business, legate pe, știu eu, alte lucruri, fotbal și așa mai departe, nu sunt legături. Dumnezeu să ne trezească astăzi. Amin. Și un al patrulea lucru, să mă pregătesc pentru cina Domnului este. Să prețuiesc cina Domnului dându-i valoarea adevărată sau cuvenită. Păi cum veneau cei, prețuiau ăștia din Corint cina Domnului? Dacă veneau în felul în care veneau la biserică, prețuiau ei cina Domnului? Pentru ei cina Domnului la fel ca pentru un ias, un ritual al bisericii. Cina Domnului nu are niciun efect, nu dă nici vindecare, nu dă nimic, ci pur și simplu așa un fel de masă în amintirea Domnului și poți să vii oricum. Nu! Cina Domnului trebuie prețuită. 1 Corinteni 10, 21, 22. Auziți ce valoare dă Apostolul Pavel cinei Domnului. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Iată că Apostolul Pavel face o diferență între masa Domnului și masa dracilor. La ce se referă la masa dracilor? Erau creștini care mergeau și mânca, mâncau din mâncări jertfite idolilor. Și aceste mâncări jertfite idolilor erau jertfite normal dracilor. Și apoi mai veneau să ia și cina Domnului. Ca și cum astăzi te-ai duce să mai și bei, să mai și curvești, să mai și minți, să mai și delapidezi, să mai și faci păcate, să te ocupi cu lucrurile întunericului și apoi să vii să mai ești și cina Domnului. Un fel de amalgam spiritual, de amestec de neprionire și nelegiuire. Rezultatul nu are cum să fie bun. Rezultatul celor din Corint îl vedem aici. Un rezultat deplorabil. O biserică pe moarte un creștinism care mergea înspre distrugere, înspre faliment spiritual. Dumnezeu să ne cerceteze astăzi. Oare de câte ori trebuie să iau cina Domnului? Poți să o iau o dată pe an? Poți să o iau o dată în viață? Spune Biblia de câte ori să o iau? Păi uite ce spune Biblia. 1 Corinteni 11 cu 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Ori de câte ori înseamnă, cu cât mai des, cu atât mai bine. Nu cu cât mai rar. Știam pe cineva care mi-a spus, eu numai o dată pe ea ne -au, iau cina Domnului. Așa credea el, cu o dată pe an. Biblia spune ori de câte ori. Trebuie să respectăm acest moment. Cel mai tragic moment am văzut o emisiune când creștini, nu la noi aici, și nu între români, au ajuns să meargă cu cățelul la biserică, cerându-i pastorului să-i dea cina Domnului la cățel. Că și cățelul e creștin. Ferească Dumnezeu Sfânt lipsă de respect față de cina Domnului. Dragii mei, trebuie să avem un respect deosebit, pentru că cina nu e a mea, nu e a ta, nu e a noastră. Cina este a lui. Și El ne permite să fim la masă cu El. Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim și vreau să repet încă o dată, mă pregătesc pentru cina Domnului atunci când îl cunosc pe El foarte bine, și când știu și învăț ce-a făcut el pentru mine. Eram undeva într-o grupă de învățători de școală duminicală, vreo 60, și le-am pus întrebarea învățătorilor de școală duminicală. Cu câți arginți a fost vândut Iosif? Și mă credeți că mulți n-au știut? Și atunci îți pui întrebarea, nu-i nu, nu jignesc pe ai noștri, că ai noștri știu. Cum poți fi învățător când tu nu știi lucruri elementare? Cum poți să fii predicator și tu să nu știi lucruri elementare din Biblie? Cum poți să te erijezi în păstor care predici și să nu știi lucruri elementare? Că sunt lucruri complicate, nu în Biblie, numere și așa. Când mă, mă întreabă câteodată fratele Tony Habarnam, uh, cine a fost, poate voi știți, cine a fost tatăl lui Moise? Acum știu, atunci n-am știut. Dar asta nu e o chestie care te mântuie sau nu. Dar să nu știi tu cu câți arginți a fost vândut Isus, asta e o chestie gravă, măi. Să-L cunosc pe Isus, să mă pregătesc tot timpul. Să ne facem o analiză personală a vieții. Haideți să nu mai judecăm pe alții, ci să ne judecăm pe noi. Să analizăm relațiile noastre de comuniune cu Dumnezeu și cu semenii. Îți sunt o relație bună cu fratele meu sau nu? Ce a spus Domnul Isus în Matei 5? 23 la 24. Dacă ți aduci la darul la altar și acolo ți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul, altar, înainte, lasă darul acolo înainte altarului, du-te de împacăte cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Și să prețuim cina Domnului, dându-i valoarea biblică, valoarea cuvenită. Nu așa cum o consideră unii sau alții. Și așa cum o consideră Scriptura, Dumnezeu să ne ajute. Amin.